Din ansamblul răstimpului cuprins între 5 și 11 ianuarie, doar ultima parte a ultimei zile analizate de noi, și anume 11 ianuarie, luna începe să ocupe o poziție semnificativă pentru cei care s-au născut în zodia gemenilor, pentru că, începând din acea zi, le va străbate semnul zodiacal. Începe să fie o etapă importantă, dar până atunci vor trece prin diferite ipostaze legate de imagine publică, nume, renume, prietenii, afinități și pasul spre o zonă necunoscută, mai puțin știută, mai greu de descifrat. Săptămâna este amestecată ca influxuri, nu este nici foarte bună, nici foarte rea. Aduce însă, pentru unii, cu siguranță, niște aspecte care trebuie să fie luate în serios, trăite în profunzime, analizate cu atenție și deloc abandonate, adică să nu fie lăsate la voia întâmplării. Pentru unii dintre acești nativi, segmentul bani, avere, patrimoniu rămâne în continuare unul important, legat de tot felul de relații, afaceri, transferuri, primire sau donație de bunuri, administrare sau gesturi legale menite să pună sub protecție un avut, o avere sau o chestiune imobiliară. Pentru acești nativi, deocamdată, tot ceea ce ține de latura sentimentală este supus stresului. Sunt oscilații și fluctuații, fie la nivelul intensității sentimentelor. Uneori se poate observa chiar un soi de indiferență, de abandon, fără să-și fi propus să rupă relația propriu-zis. Dar comportamentul este justificat și el se modifică pe urma unor evenimente de ultimă oră care îi obligă să abandoneze această latură, această preocupare sau chiar această viață sentimentală, pentru că ar trebui să se dedice acelei persoane și nu au timp să o facă, nu au chef sau sunt într-o stare de spirit care nu le permite această dedicare spre emoție, duioșie și tandrețe. Alteori se pot revolta de felul în care sistemul lor financiar suferă de pe urma unor relații personale. Sunt foarte nemulțumiți, fie că unii dintre cei apropiați abuzează de ei, fie că trebuie să fie prea generoși și în clipa aceasta nu au de unde sau au sentimentul că sunt puși în situații imposibile, că sunt constrânși, tocmai pentru a se obține de la ei bani. Alteori copiii fac trăznăi și părinții trebuie să intervină acoperind aceste greșeli cu necesarul financiar sau, în sfârșit, sunt tot felul de cheltuieli legate de modul lor de viață, poate și de niște excese sau de niște greșeli pe care le-au făcut și care acum costă. Dar poate că nu toată lumea este lovită de această aripă a presiunii financiare. Revin asupra răstimpului cuprins între 5 și 6 ianuarie ca fiind unul important pentru toți cei care au de rezolvat, de apărat sau de păzit un nume, un renume, o funcție, o demnitate, un rang, o imagine publică, o notorietate, o celebritate sau un succes. Aici lucrurile sunt trecătoare și de pe urma unui moment agreabil se pot alege cu o căruță de invidioși sau de vorbe care nu le fac plăcere și care contracarează această bucurie temporară.